Meciul dintre Rail Cargo Hungaria și HCM Baia Mare reprezintă ultima partidă din grupele principale ale Ligii Campionilor. Cu toate că a obținut calificarea în sferturile competiției, băimărâncele speră la o nouă victorie, prin care să încheie grupa pe locul 2 sau 3 și să aibă parte de un adversar mai ușor în faza următoare a competiției. De asemenea, echipa antrenată de Aurelian Roșca țintește a șasea victorie la rând din Liga Campionilor și să confirme faptul că este cea mai în formă echipă din anul 2016. Partida dintre Rail Cargo și HCM va avea loc mâine cu începere de la ora 15:30 de minute și va fi arbitrată de o brigadă din Danemarca. În meciul tur, băimărâncele s-au impus cu 32-24. În acest moment, HCM locul 3 și Rail Cargo locul 4 au câte 10 puncte acumulate, la fel ca și formația Larvik, care se află pe poziția a doua. Primul loc în grupa principală este ocupat de echipa Rostov-Don cu 17 puncte, iar la polul opus se află Thüringer cu un singur punct acumulat.